ne lipsește afirmația ideilor marilor idei în țara asta. Și nu văd cine să afirme aceste idei. Unde e un Bălcescu? Unde e Alexandre? Unde sunt marii noștri patrioți? Nu patrioți de piață, care se bat cu pumnii în piept, ci care să știe să spui românului ce este el cu adevărat. Unde sunt acești oameni? Unde sunt goleștii? Unde sunt bălăcenii? Unde sunt marile figuri ale istoriei noastre? Neamuri întregi care au luptat pentru binele țăriștea. A spune, în primul rând ce lipsește în momentul de față, fiindcă m-ai întrebat, sunt ideile și cărțile. Am crezut că toată lumea are cărți de sertar. Eu o am, domnule, cărți. Și încă, dacă mă mai ține îl de sus în viață, le voi scoate. Le voi scoate. Unde sunt cărțile? Unde sunt oamenii care scot cărți mari? Unde sunt? Nu sunt. Nu-i văd. Am să spun ceva. Editor, că într-adevăr nu sunt multe cărți. Nici nu se poate. Acum e foarte și foarte greu. Dar am să spun un lucru. Fostul președinte Richard Nixon a scos o carte care se numește Adevăratul Război. Eu am apucat-o în limba franceză ani de zile în urmă. În secret venite cărțile. Și am citit-o. Nu vreau să spui că întreacă, el pune că este pe război economic, cine îl câștigă? L-a pierdut Uniunea Sovietică, l-a pierdut războiul economic. Asta era problema. El nu știa la momentul ăla cine câștigă. Dar are un capitol ca unde este un moto. Și motoul este următorul. Întotdeauna lupta cea mare s-a dat între idee și spadă. Dar întotdeauna, până la sfârșit, ideea a învins. Cine crezi că semnează motoul ăsta? Unul din cei mai mari mânuitori ai spadei, Napoleon. Da. Ideea vreau să o văd în România. Să rămâie proști în spate, să mergem cu ideea și cu cărțile înainte. Ăștia suntem noi români. Cu asta au făcut, cu oameni de carte de la 48, cu pașoptiștii care erau oameni de carte, cu ăștia s-a făcut România modernă. Cu ăștia trebuie să mergem mai departe. De vreau să-i văd ăștia. Odată au venit la mine niște scriitori cu foarte mare talent. Cu foarte mare talent. Și am spus, domnilor, iertați-mă să vă spun, sunteți scriitori, dar eu nu văd scrierile. Este partea ascunsă. Aceasta există și în Occident și mai ales la noi în Biserica Răsăriteană. Și mai ales în România. Pe asta mă bazez eu când am și scris că sper mult că de aici va porni ceva odată. De ce? Fiindcă este această prelucrare interioară care, pe scurt vă spun, acoperită de terminologie teologică sau creștină. Asta n-are a face. Ea e mult mai veche. Oratio mentis. Adică, exact ce vor să facă Ioghine prin concentrarea asta și aduce mintea mea însăși, că ea e dispersată în realitatea asta multiple, să o aducă la ea însăși, aceasta este metoda. Care se numește metoda isihasmă și oratio mentis. De ce are nevoie? Păi, domnule, oamenii nu vor să fie atenți. Și eu sunt mirat cum se poate trece peste lucruri esențiale. Adică, Ioan teologul, apostolul cel mai tânăr al lui Iisus, spune undeva, adică la începutul Evangheliei lui, spune, la început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Știi ce înseamnă cuvântul? Care în toate limbele moderne s-a tradus cuvânt. M-am uitat pe toate Bibliile. Înseamnă logos. Ori logos, în latinește chiar, înseamnă sermo et ratio, cuvânt și rațiune. La început era rațiunea, gândirea, inteligența, și inteligența era Dumnezeu și Dumnezeu era inteligența. Dacă nu plec de la lucrul ăsta, era gândirea, inteligența. Asupra acestui fapt lucrează ceea ce vor să lucreze în India. Dar ce avem aici și am văzut cu ochii mei și știu și unde a ajuns fiecare. Am vorbit cu ei, am stat și am locuit cu sihastri. Am dus o viață de sihastru, domnule, pentru a afla ce e acolo. Și atunci
cine n-a înțeles că fondul lumii este gândirea, că acesta este lucrul cel mai important din lume și că eu sunt posesorul acestui instrument într-un fel, în parțial, probabil, dar particip la gândirea adevărată, ăla n-a realizat nimic. Până n-a ajunge la lucrul ăsta, nimic. Va căuta ce? Scaune, avere, putere, dar nu se va cunoaște pe sine însuși. Că el e gândire. Da. Și Dumnezeu e gândire. Așa spune acolo. Ai înțeles, dumneata? Da. Atunci lucrul acesta este de cea mai înaltă delicată. Eu nu spun că fiecare va ajunge non-stop la lucrul ăsta, dar am să spun un secret. Este de ajuns la idealul ăsta ca să fie în vecinătatea lui.